La final avem și o știre din sport. Sportivii secției de atletism a liceului Alexandru Papiu Ilarian au obținut două medalii de argint la campionatele naționale de atletism desfășurate săptămâna trecută la București. Sportivii antrenați de profesor Manuel Costin au obținut rezultate foarte bune la naționalele de atletism pentru copii 1 și copii 2. Andreea Petrean câștigând medalia de argint în proba de 80 de metri plat, în timp ce Rona Botoltean a devenit vicecampioană națională la triatlon, probă compusă care a constat în 50 de metri plat, săritură în lungime și 600 de metri plat. În cadrul campionatelor naționale de atletism de la București, Andreea Petrean a mai obținut un loc 4 la 200 de metri plat, iar Andrei Grad un loc 8 pe distanța de 800 de metri. Pentru secția de atletism a liceului Alexandru Papiu Ilarian urmează luna viitoare o altă competiție importantă, dedicată de această dată juniorilor 3, care se va desfășura tot la București în perioada 22-25 iulie.